Dunăra Giurgiu debutează astăzi în play-off-ul campionatului județean de fotbal, întâlnind la Bolintin de Alb pe ocupanta locului 2 din Seria Nord, formația Vântul Florești. Giurgiuvenii sunt pregătiți să ajungă la barajul cu Progresul București și spun că au un lot care îi îndreptățește să spere atât de departe. Au o partidă echilibrată, chiar dacă echipa din Florești a terminat pe locul 2. Este o echipă cu jucători cu experiență, cu ștate vechi în Liga 4. Noi vom aborda cu prudență jocul, da? Pragmatici, urmărim victoria și, bineînțeles, locul 1 pe județ. Cu cine ați vrea să vă întâlniți în finală, cu Malu sau cu ceilalți? Eu, sincer, îmi doresc echipa din Malu să o întâlnim în finală. Dar, până atunci, să vedem diseară și cum terminăm noi. Noi trebuie să câștigăm mâine, diseară trebuie să câștigăm, după care îmi doresc echipa de Malu. Să înțeleg că este o echipă mai facilă care să vă ducă pe voi mai repede spre Progresul? Nu că este mai facilă, sunt echilibrate toate echipele. Cele patru echipe sunt echilibrate, dar noi avem un plus moral, faptul că i-am învins în campionat cu o echipă care acum, după părerea mea, este cu valoare mai ridicată, faptul că am mai adus trei jucători mai valoroși față de echipa din când am jucat cu ei, cu Malu. Cum vedeți o eventuală partidă Dunăra Giurgiu Progresul București? Păi, cum să o văd? Nu știu, n-am idee, nu i-am văzut pe cei de la Progresul. Bine, noi acum nu pot să vorbesc decât după meciul de diseară putem să vorbim și despre Progresul. Câștigătoarea celor două partide din play-off se vor întâlni între ele sâmbătă pentru finala campionatului județean, care se va desfășura, ca și partidele de marți și miercuri, pe stadionul din Bolintin de Alb. Campioana județului va întâlni apoi meciul de baraj pentru promovarea în Liga 3-a, formația Progresul București, echipă care a câștigat campionatul municipiului București.